Haideți să facem o colibă din lucrurile pe care le găsim prin casă și cu cât mai mare ea va fi, cu atât va fi mai fain. Da! Deci eu pregătesc toate lucrurile necesare pentru carcasă, iar voi tot ce trebuiește pentru decorare și lucrurile care le vom pune în această colibă, da, cu care ne vom juca, cu care nu știu, vom face ceva acolo, ok? Da! Să începem! Da! Eu mă gândesc unde am putea să facem această colibă și cred că locul ideal a fi aici. Luăm mai întâi scaunul într-o parte și undeva sau pe aici sau prin partea aceea va fi intrarea. Eu adun pătrele din casă. Să mai luăm o cămă. Din patul mămică și cătăticul o pătură. Și le aduc jos. Eu sling toate venuțele. Până aici până ce. Și eu de aici câțiva. Și această pătură tot trebuie să o luăm. Mă uit ce mai am pe aici prin garaj ce s-ar potrivi pentru coliba noastră. Și am găsit stativele de la softboxuri, luminile de studio. Și cred că cartonul acesta va fi o chestie foarte bună pentru coliba noastră. Eu am pregătit și cărți și biscuiți, dar Melissa s-a dus sus să ia câteva lanterne să fie lumină în casa noastră, în coliba noastră. Începem cu covorul și acesta va fi fundamentul colibii noastre. Gata, asta e căsuța mea. Noi am pus scaunele acestea pentru bar sau scaunele acestea înainte și acum stativele. Vrem să facem să fie și înaltă, să ne fie comod să stăm în această colibă. Să nu stăm mai așa. La așa o înălțime cred că va fi ok. Unul aici și unul acolo. Aha. Ok. Vom avea nevoie de ce? Ca Melissa să nu umble pe aici, pe jos. Aha. De să dăm un pic mai aproape atunci. Ok. O! Hai că e bine. Eu cred că vom reuși. Avem nevoie de clești cu care vom prinde aceste pături. Wow. În partea aceasta avem șpiretele. Acoperim șpiret. Și aici trebuie să fie la fel. Melissa? Da. Nu trebuie. Magie! Wow. A doua pătură. Toti! Salut! Ca să nu cadă pătura, îmi pune niște greutăți aici. Un ananas și o pânieră. Hai, atent! Acum mai ai trăs și tu de acolo. Numai atent să nu dăm un scaun în jos. Bine? Da. Finalizăm ultimele detalii. Pune pătura aceasta, va fi perietele și acolo va fi chiar ca într-o colibă. Așa mai întunecos puțin și puțină lumină se va, adică va putea să intre prin crăpături. Eu unesc pereții cu cleștii. Ultimul perete. Și apoi mai facem ceva aici la intrare și aproape am terminat. Aici la intrare voi pune aceste blănițe. Uh-huh.
căsuța noastră este aproape finalizată, dar îi lipsește un detaliu. Lumina. Și să nu fie prea multă. Fetelor, eu vă dau ghirlanda aceasta. Voi aranjați frumos, bine? Da. Vă invităm în ospiție în coliba noastră. Noastră. Aici este intrarea și vă invităm și pe voi. Ia să văd ce ați făcut aici. Wow! Și unicorn! Mie îmi place. Da. Nu e nici prea multă lumină. Nu e întuneric deloc. Și e foarte confortabil. Uite, am încăput eu, ați încăput voi, am încăput mămica care e cu camera acum și cred că ar mai încăpea cineva. Coliba noastră s-a primit chiar uriașă! Mămica ne-a pregătit un joc și eu zic să ne jucăm în el. Cine se întoarce ca să nu vadă cum se schimbă hârtia igienică? Eu! Tu întoarce, pune masca. Nu și n-ai găsit niciuna! Acum pot. Acum tu? Da. Hai tu, pune masca. Gata, vreau să-mi ia? Ok. Așa. Gata. Și tu ai conectat farfuria cu hârtia aceasta igienică. Ce e acolo? Nu! Ce e asta? O roșie! Va trebui să o mănânci. E micuță. Răsmina, te înțeleg că e greu pentru tine. Dar e mai bine decât un ardei iute, așa, micuț, micuț, piri, piri. Mai bine ardei iute. Mai bine ardei iute? Wow! Hai, te ajut eu. O să scoți eu câte ceva bucate să se mănânci. Pentru mine extra, da? Adică e aranjat. Da. Acum eu. Gata. Facem așa. Facem. Așa. Ai ghicit una din mijloc. Și acolo-i? Un finic. Da? Mai degu. Eu nu prea ador finici, finicul, dar trebuie să mănânc. Da. Acesta e bun. Nu ai tu mănânci astăzi. Fața ta totul spune. Cât e de bun. Foarte bun. Băi, ăsta, ha? Ha? Nu, dar are o singură și nu pot așa da. Poate vrei tu o bucățică, Melissa? Vrei? Nu. Poate și aspira te ajută. Vrei? Tu ai ajutat e dulce. Las că eu singur. Bă, mă, ia să mănânc mărul. Asta. Ești nu încă de leu? Da, mi-a scurs. Ai mâncat gileu? Da. Smina, mâncăm doar cei ce extragem sau cum le aranjăm noi aici. Eu mănânc cu mări, sănătos. Nu dulciuri cum zi Smina. Oh, ce bine. Mă adresez părinților. Dacă vreți și vouă să vă fie așa de bine, atunci faceți-le copiilor o colibă așa de mare, ca să încăpeți și voi și ei. Și ei vă vor face masaj. Iar copiii, indien să pună like. Dacă vor să aibă colibă în casă. Da! Vă mulțumim pentru vizionare. Pa, pa! Vă spunem pa, pa și masajul continuă. Asta e masaj chinezesc. Jack Chan ar trebui să se vezi la tine. Oh, yo!